Pacea Domnului Iisus! Este o zi de sărbătoare pe care mediul, realitatea pe care o trăim, cultura noastră, a dedicat-o taților. Mi-aș permite să mă repet. Și aș începe așa cum am început și aseară. În momentul în care omul a trebuit să treacă prin prima lui judecată morală, vreau să vă întreb pe cine a chemat Dumnezeu să răspundă. Pe Eva sau pe Adam? Pe Adam? Întrebarea mea este, de ce n-a chemat-o pe Eva? O a doua întrebare este, nu-i mai convenabil? La judecată, atunci când Dumnezeu te trage la răspundere, nu-i mai convenabil să fie Eva? E sau nu? E sau nu? Adică, să vorbească el. Ia răspunde tu, Adam, ia zi tu. De ce am luat eu din pom? Spune tu de ce am luat eu din pom. Ia să vedem. Da. Deci cum e mai convenabil să fii tată sau să fii mama? Ce părere aveți? Selectând din Cartea Patriarhi și Profeți, am găsit o afirmație care spune așa: Avram s-a străduit să perpetueze sistemul patriarhal de conducere, deoarece prin acest sistem se păstra cunoașterea de Dumnezeu. De ce Dumnezeu l-a tras la răspundere pe Adam în momentul respectiv? Pentru că Adam era responsabil de cunoașterea lui Dumnezeu, în familia respectivă. Există roluri în familie, nu vom vorbi despre ele în dimineața asta, dar unul dintre rolurile fundamentale pe care Dumnezeu l-a încredințat tatălui este cunoașterea de Dumnezeu în toată familia lui. Din cauza asta, la momentul acela al Edenului, a fost întrebat Adam: Adame, ce se întâmplă în casa ta? Din cauza asta trebuie să răspundă Adam. Din cauza asta trebuie să răspundă Adam pentru Eva. Foarte interesant. Adam pentru Eva. Suntem într-o lume care vorbește foarte mult astăzi despre egalitate. Și dacă este egalitate, atunci în fața lui Dumnezeu soțul va răspunde pentru sine și soția va răspunde pentru ea. Bun. Convenabil? Convenabil. De acolo se naște, lasă că e treaba mea. Mă descurc eu. De acolo se naște. Ce facem dacă lucrurile sunt puțin altfel și dacă într-o zi soțul va trebui să răspundă și în dreptul soției? Știți că nu m-am gândit la lucrul ăsta. Trebuie să vă spun că prin experiența de viață de până acum, rare ori m-am gândit că eu sunt responsabil și eu voi răspunde în dreptul soției mele. Valentine, de ce o doare capul pe soția ta? Nu știu, Doamne. Nu, Valentin, tu trebuie să știi. De ce e supărată soția ta?
Nu știu, Doamne, are ea o problemă, dar ce? Acum trebuie să știu toate lucrurile. Dumnezeu spune, Valentin, tu trebuie să știi lucrurile. Și dacă o ținem așa mai departe, vreau să vă întreb, ce vreți să fiți, tată sau mamă? Și dintr-o dată ajungeți la concluzia că e mai bine numai tată să nu fii. Da? Nu gândim în felul acesta astăzi și nici nu ne convine lucrul acesta astăzi. Cu toate astea, în relația noastră cu Făcătorul nostru, trebuie să ne uităm cum ne-a făcut la început. Și structura inițială de familie contează. Trăiesc astăzi într-o lume în care lucrurile vor să se răstoarne pur și simplu și mi se spune că patriarhatul trebuie înlocuit cu poftim? Cu matriarhatul. Mi se demonstrează lucrul acesta pe emisfere cerebrale, se înlocuiește dreapta cu stânga, stânga cu dreapta, motivații psihologice de tot felul și așa mai departe. De ce facem lucrul acesta? Care este raționamentul, justificarea? Același citat care spunea că Avraam a hotărât să păstreze sistemul patriarhal pentru ca să păstreze descoperirea lui Dumnezeu în familie, îmi dă de înțeles mai departe că la vremea respectivă, în cultura cananită, în cultura vremii de atunci, era la modă ca familiile să fie conduse de, ziceți, de mame. Matriarhatul era la modă. Există o situație pe vremea lui Neemia care arată repercursiunile acestui fel de a gândi. Se spune că copiii născuți în familii ebraice în robie ajunseseră să nu mai știe limba ebraică, deci limba tatălui. Nu mai știau limba tatălui, știau doar limba mamei. Și era cam așa, mama cu copiii ei, mama cu copiii ei, iar tatăl cu cine? Înțelegeți? Un soi de ciudat matriarhat. Neemia observă lucrul acesta, îi mustră și îi spune, nu se poate așa ceva. Cine era păstrătorul cunoașterii de Dumnezeu în familie? Era acela a cărui limbă nu se cunoștea în familie. Cu alte cuvinte, de la cine învățau acești copii temerea de Dumnezeu? De la cine? Nu, că mamele cunoșteau limba zdodiană, cunoșteau limbile celorlalte și națiuni din jur și națiunile respective nu cunoșteau pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte, tații nu făcuseră altceva decât își abandonaseră rolul lor de educator și de a aduce pe Dumnezeu în familie. Și abandonând rolul, lăsase pe seama cui educația copiilor lor? Pe seama mamelor. O greșeală fundamentală pe care o fac părinții până în ziua de astăzi. Cine se roagă cu copiii în familie? Mama. Cine citește seara copiilor povestiri din Sfânta Scriptură? Poftiți? Și dintr-o dată îmi dau seama că se întâmplă ceva. Un alt citat din aceeași carte, Patriarhi și Profeți, spune că datoria tatălui este ca pe oriunde merge să lase în urmă altare. Cine este responsabil pentru altarele
din familie? Nu mama. Tatăl. Nu dați responsabilitatea dumneavoastră, nu o vindeți, nu o dați la altcineva. Să nu credeți că Dumnezeu mă întreabă pe mine, o va întreba și pe soția mea și fiecare. Nu, nu. Există un fel în care Dumnezeu procedează și îl învăț de la bun început. Este felul acela în care Dumnezeu zice: Adame, unde ești? Și a vorbit omului. Și dacă Adam e pe niciunde, lucrul ăsta ar trebui să ne dea de gândit. O altă idee pe care am învățat-o din cartea de aceeași carte, Patriarhi și Profeții, este faptul că este de datoria tatălui să aducă în familia sa cunoașterea legii. Auziți? Cunoașterea legii lui Dumnezeu, ca sfântă, dreaptă și mai ales bună. Am văzut tați care lasă ca mama să fie legea în familie, iar ei stau deoparte. Dumnezeu va vorbi cu tații într-o zi, cei care sunt responsabili pentru legea lui Dumnezeu în familie. Când un tată aduce legea lui Dumnezeu în familie, rezultatul este următor și îmi place foarte mult, îl voi citi, Patriarhi și Profeți, pagina 142. Nu trebuie să existe niciun fel de apăsare din partea părinților și nici din partea copiilor niciun fel de neascultare. În familiile creștine nu există nici apăsare și nici neascultare, deși neascultarea este la ordinea zilei sau la modă azi. Aș vrea să închei cu două idei această trecere în revistă a subiectului trecut și să deschidem subiectul pentru astăzi. Exemplul în familie. Vreau să vă întreb. Când vă purtați cu mai mare distincție, la birou sau acasă? Răspundeți-mi, vă rog. Când vă purtați cu mai mare frumusețe, mai atent, la birou sau acasă? Nu, ziceți încă o dată, că vreau să aud. La birou, da? Oare de ce? Există un lucru teribil și anume lucrul care mă face pe mine ca bărbat, ca tată, ca responsabil în familia mea, să cred că rolul meu este zero. Și pentru că în familia mea eu stau în pijamale, să mă port ca niște pijamale sau ca o pijama. Vă dați seama ce înseamnă asta? Când un tată se poartă ca o pijama, înseamnă că n-are ținută, n-are autoritate, n-are decență, n-are frumusețe. Pentru că asta e pijama. Vreau să citesc. Exemplul personal. Cinstea neșovăielnică, bunătatea, politețea neegoistă, care câștigaseră, fiți atenți, admirația împăraților, îl caracterizau pe Abraham. Deci, ceea ce câștigase aprecierea împăraților, comportamentul său regal, regesc, el și-l manifesta în primul rând unde? În familie.
De ce tatăl astăzi țipă? De ce tatăl astăzi este, nu are grijă de poziția sa? De ce în raport cu copiii sau cu soția nu este de o frumusețe extraordinară? De ce cauză? De ce ne însușim comportamentul de pijama și dăm la o parte comportamentul regal? Din ce cauză? Este una din greșelile fundamentale ale soțului care își părăsește rolul de tată. Citesc mai departe. Viața lui radia de un parfum, o noblețe, o frumusețe a caracterului și spuneau tuturor că el era în legătură cu cerul. Wow! Spunea tuturor în familie că e într-o legătură cu cerul. Nu la serviciu. Asta este una dintre lucrurile pe care eu trebuie să le învăț atunci când rostesc în dreptul meu numele de tată. Tatăl meu s-a dus cu ani de zile în urmă. L-am înțeles mai mult sau mai puțin, până într-o zi când am auzit-o pe mama vorbind așa despre tata. Mi-era frică de el. Aoleu, și am zis eu, frică, cui nu era frică de Sandu Dănăiață? Așa era el făcut. Dar a continuat cu un alt aspect la care nu m-am gândit niciodată și care a rămas în mintea mea de atunci până acum și care, până la urmă, îl descifrează, îl definește pe tatăl meu. Și mama a zis așa, mi-era teamă de el pentru că l-asculta Dumnezeu. Nu vi se pare diferit? Era credincios și îl asculta Dumnezeu. Vreau să vă întreb, lipsește asta sau nu? Lipsește sau nu? Și vreau să întreb tații, nu mamele, soții, nu soțiile, nu credeți că lipsește? Fie ca tatăl să fie un preot al familiei, să așeze altarul lui Dumnezeu de dimineață și seară, în timp ce soția și copiii se unesc cu el în rugăciune și laudă. Într-un astfel de cămin, Iisus va zăbovi cu plăcere. Amin? Amin. Avem nevoie ca să recuperăm statutul de preot în familie. Și acum, o altă poveste. Dar nu o poveste neadevărată, ci o povestire care ia pe tatăl acolo unde l-am lăsat și îl duce la un alt nivel mult mai profund. Mult mai profund. În Maleahi, e o carte extraordinară. Cartea Maleahi începe cu capitolul 1 cu 6. Începe cu un tablou. Zice, un fiu cinstește pe tatăl său. Punct. E adevărat? Sau așa ar trebui să fie? Așa ar trebui să fie sau într-adevăr un fiu cinstește pe tatăl său? Trăim într-o vreme în care această simplă afirmație devine problematică. Nu mai știu ce este cinstea, nu mai știu ce este tatăl,
Nu mai știu cine este fiul sau ce este un fiu și ca urmare toate lucrurile astea produc o confuzie extraordinară în așa fel încât în multe situații această afirmație devine nerelevantă. Cu alte cuvinte, o citește copilul și nu o înțelege, o citește tatăl și nu o înțelege, o citește mama și nu o înțelege, o citim toți și cinste nu e, tată nu e, preot nu e. Și continuă textul. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Cine spune astfel? Dumnezeu. Păi dacă eu nu mai înțeleg cine este tatăl, dacă eu nu mai înțeleg ce este cinstea, dacă eu nu mai înțeleg ce înseamnă să fiu un fiu, cum voi sluji lui Dumnezeu? Religia devine fără rost, fără sens, aberantă. Devine un Babilon care va cădea mai devreme sau mai târziu. Și va cădea simplu în casă, în biserică și în societate. Și asistăm la acest proces de decadență sau de decădere religioasă. Din cauza asta, cred că ar fi timpul astăzi să redefinim aceste lucruri și vă voi ruga minutele care urmează să ne întoarcem la Abraham. Și în timp ce voi vorbi despre Abraham, vreau să vă rog un lucru. Vreau să vorbesc despre mine. Fiecare tată să vorbească despre el. Și fiecare soție sau fiecare mamă să dea un răspuns. Să dea un răspuns la întrebarea asta simplă. De ce trebuie să dea cinste? Haideți să începem. Din nou, aceeași carte, Patriarhi și Profeți. E un pericol ca cultura care ne înconjoară să devină un element de definiție pentru religia noastră. Înțelegeți? Adică, dacă un lucru este păcătos în societate, atunci e păcătos și la mine acasă. Adică, pe vremuri, când în societate se cerea copilului să asculte și în biserică se cerea să asculte. Dacă s-a schimbat astăzi filozofia sau psihologia educației și nu se mai cere ascultare, nici în biserică nu se mai cere ascultare, corect? Dacă se încearcă înlocuirea patriarhatului cu matriarhatul în societate, încercăm și noi în biserică să facem același lucru, da? Și schimbăm patriarhatul cu matriarhatul. Nu e nicio problemă. Sunt exemple minore. Mă întorc la Abraham într-un exemplu major. Poligamia devenise așa de răspândită încât încetase de a mai fi privită ca păcat. Ce faci atunci când creștinismul din jurul tău nu mai privește păcatul ca fiind păcat? Ce faci? Ce faci când tendințele homosexuale, LGBT și așa mai departe, sunt la modă. Sunt considerate ca fiind normale sau normalizate. Ce faci? Ce faci când divorțul devine la ordinea zilei, o realitate, o normalitate? Ce faci când infidelitatea este proclamată pe ecranele televizoarelor noastre zi și noapte, astfel încât media creează din infidelitate o virtute? Ce faci? Ca să-l înțelegem pe Abraham unde era el, trebuie să ne gândim la noi, foarte serios. Pe vremuri, dacă un creștin se uita la o scenă mai deocheată, îi roșea obrazul. Îi era rușine să se uite. Astăzi, creștinul se uită și face studiu de caz. Și nu-i mai roșește obrazul. Aia era societatea din vremea lui Abraham. Toată lumea avea câte două, trei soții. Abraham
o iubea pe Sara și își păstrase această exigență. Cu toate acestea, se părea că poligamia nu mai era o călcare a legii lui Dumnezeu. Încet, încet, în familia lui Abraham, în tabăra lui, a intrat în această idee și a intrat mai ales în mintea lui Sara. Și unde nu este lege, acolo totul devine posibil. Ideea merge mai departe și spune, cu toate că nu mai era privită ca o călcare a legii lui Dumnezeu, poligamia era fatală sfințeniei. Orice călcare a legii lui Dumnezeu conduce la această fatalitate, distruge sfințenia. Nu vă acomodați gândirea cu păcatul, nu vă acomodați gândirea cu nimic din ceea ce societatea normalizează din punct de vedere a călcării legii lui Dumnezeu. Nu faceți lucrul ăsta. O altă întâmplare, zic eu, destul de greu de înghițit pentru cultura noastră astăzi, este momentul în care Agar fuge de la Sara. Din ce cauză a fugit de Sara? Vă amintiți? Sara se purta rău cu ea. Datorită tensiunilor din familie, Sara, care era o prințesă, devenise, ziceți, devenise, deci cum se numește persoana care se poartă rău? Rea. Devenise rea. Avea motive Agar să plece de la o persoană rea? Toată lumea de astăzi care este obișnuită cu ideea nu cumva să mă abuzeze cineva, nu cumva să-mi zică ceva, o vorbă, nu știu. Toată cultura noastră de astăzi îi dă dreptate lui Agarei. Pleacă Agar de acolo. Pleacă. De ce stai sub tensiune, sub abuz? De ce trebuie să strici viața? Din ce cauză? Dă-i drumul, pleacă. Și temperamentoasă, mândră, a plecat. Cu copilul, cu tot. Vine îngerul ăia și spune, Agar, roaba Sarei. De ce nu-i spune Agar? De ce îi spune roaba Sarei? De... Unde te duci? Fug! Oriunde îmi văd ochii, numai să scap. Da? Mm-hmm. Și îngerul i-a zis, întoarce-te la stăpâna ta. Și ca și cum nu ar fi fost de ajuns, îi învârte cuțitul în rană și spune, supune-te sub mâna ei. Acum, surorilor, câți dintre dumneavoastră v-ați întoarce? 1, 2, câți dintre dumneavoastră v-ați supune? V-ați supune? Fraților, ceea ce urmează este o mare lecție de supunere. Este o mare lecție de supunere. Creștinismul, în esență, este o mare lecție de supunere față de Dumnezeu și față de principiile guvernării lui Dumnezeu și principiile guvernării interumane. O mare lecție de supunere. Aș mai spune un singur cuvânt. Nesupunerea ne ia dreptul la cer. Ne ia dreptul la cer. Dacă în momentul acela Agar ar fi zis, nu mă duc, Doamne, mai bine mor decât să mă duc să mă supun la femeia aia rea. Cum răspundem noi azi? Vreau să vă întreb, i-ar fi afectat cu ceva statutul ei și relația ei cu Dumnezeu sau nu? I-ar fi afectat sau nu?
Vedeți, noi ne gândim foarte mult că lui Agar așa îi trebuie. Așa zicem noi. Lui Agar așa îi trebuie. Dar mie. Vreau să vă întreb. Mie îmi trebuie așa sau nu? Cu alte cuvinte, ești dispus să asculți de înger care spune du-te înapoi. Du-te înapoi. Refă-ți drumul. Du-te înapoi. Și stai sub mâna ei. S-ar putea întâmpla să fie așa. Stai sub mâna soțului care nu-ți convine cum te conduce. Și Dumnezeu să zică stai sub mâna lui. Cum să stau, Doamne, că mai bine mi-au câmpii. Revin. Gândurile acestea nu dă voie niciunui bărbat să devină abuzator și să devină rău. Sub nicio formă. Parfumul acela al frumuseții, al delicateții, al portretului regal al unui bărbat este singurul aspect pe care Dumnezeu îl acceptă într-o familie, nimic altceva. Dar și dacă lucrurile stau așa ca și Agar cu Sara într-o familie, și dacă lucrurile stau așa, gândiți-vă că vă întâlniți vreodată cu Îngerul Domnului care îți spune du-te înapoi și supune-te. Din ce cauză îți spune supune-te? Că te iubește, mulțumesc. Mai sunt și alte raționamente. Din ce cauză să te supui? Există în Noul Testament raționamentul, logica unei supuneri grele. Repet, nu ușoare, grele. Dacă îți dă cineva o palmă, întoarce și obrazul celălalt. Păi de ce, Doamne? Din ce cauză? Dacă îți cere cineva să mergi cu el o milă, mergi două, din ce cauză, Doamne? Dacă îți ia cineva haina, dă-i și cămașa, din ce cauză, Doamne? Dacă bărbatul este necredincios, este abuzator și așa mai departe, și soția trebuie să rămână mai departe lângă el, de ce, Doamne? De ce spui să se întoarcă? Din ce cauză? De ce nu-i dai o carte de despărțire și de ce nu-i spui du-te unde vezi și divorțează? Din ce cauză nu spui treaba asta? Ce spune textul? Ca prin purtarea lor, să câștige pe soții lor. De aia, dacă îți dă cineva o palmă, întoarce și obrazul celălalt. Ca să-l poți câștiga la Iisus Hristos. Ca să fii pentru el 5 minute o mărturie a lui Iisus Hristos. De asta mergi cu el 2000. De asta dă-i și cămașa. Pentru ca să aibă și el harul acesta să întâlnească odată pe Iisus Hristos în viața lui. Dacă nu l-a întâlnit atunci, pentru că n-a trăit atunci, să întâlnească un urmaș al lui Iisus Hristos care trăiește acum. Și prin acele 5 minute de supunere și de sacrificiu să câștigi pe un om la Hristos. Dar dacă îți vei câștiga soțul, dar dacă îți vei câștiga soția, dar dacă îți vei câștiga copiii, dar dacă îți vei câștiga părinții, nu merită? Merită sau nu? Te vei supune sau nu? Și îl întreb asta pe Valentin. Pe Valentin. Și vreau să vă spun că am ajuns la concluzia că merită. Merită. Rostul încercării. Avram a fost trecut prin cea mai grea încercare prin care omul a trecut vreodată, la care omul a fost chemat să o suporte. Cea mai grea încercare. Care a fost aceea? Să-și aducă jertfă fiul. Vreau să vă întreb, a existat vreo încercare mai mare decât încercarea prin care a trecut Dumnezeu Tatăl? Încă o dată. A existat vreo încercare, vreo tensiune mai mare în universul acesta decât încercarea prin care a trecut Dumnezeu Tatăl în momentul în care l-a dat ca jertfă pe Domnul Iisus Hristos? Nu. Vreau să vă întreb, cine a fost încercat la cruce?
Poftiți? Sigur, toată lumea, toți vorbim despre sacrificiul Domnului Iisus Hristos. Foarte puțin vorbesc despre sacrificiul Tatălui. Vă rog să-mi spuneți, la Moria, cine a fost jertfit? Abraham sau Isaac? Despre asta aș vrea să vorbesc. Despre ce înseamnă să fii tată. Ce înseamnă să te sacrifici ca tată. Care e povara tatălui? Nu minimalizez deloc sacrificiul lui Isaac, nu. Dar aș vrea să intrăm puțin în ce înseamnă să fii tată. Porunca pe care a auzit-o Abraham a fost rostită în cuvinte care trebuiau să fi chinuit îngrozitor inima tatălui. Geneza 22:2. Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu. De ce i-a repetat pe singurul tău fiu? Poftiți? Pentru că îl mai avea și pe Ismael, care nu era fiul lui. Sau era? Bun. Pe singurul său fiu, pe care îl iubești, și îi mai spune și numele, pe Isaac. De câte ori repetă, de câte ori face clar pe cine, de ce, pe cine? De câte ori? Fiul tău, singurul tău fiu, iubești Isaac? De 4 ori. De ce a insistat Dumnezeu atât de mult? Pentru că exista posibilitatea ca Avram să spună, cred că n-am înțeles bine. Exista posibilitatea ca Avram să zică, cred că n-am auzit bine. Unul dintre colegii mei mă întreba la un moment dat, tu chiar crezi că așa i-a spus Dumnezeu lui Avram, chiar cuvânt cu cuvânt? Modul în care apare porunca este extrem de clară. Și vreau să spun limpede, toate poruncile lui Dumnezeu sunt clare. În zadar încercăm noi să le facem puțin blurry, așa să nu le înțelegem. Stai să vezi că nu înțeleg eu bine așa. Nu, nu e adevărat. În fiecare poruncă Dumnezeu este foarte clar. Și când folosește 3 cuvinte, să nu zi ce vrei. Minți. E clar. Stai să vezi minciună albă, câteodată e voie, stai să vezi că speculații și așa mai departe. Nu, Dumnezeu a spus clar. Nu. Poruncile lui sunt clare. În familie, tatăl trebuie să înțeleagă că poruncile lui Dumnezeu pentru el sunt clare. Tatăl n-are dreptul să fie confuz la relația sa cu Dumnezeu. Și de asemenea, n-are dreptul ca la rândul său cerințele și poruncile lui să le dea dubios de neclar. Copilul să nu înțeleagă despre ce este vorba. Să fie el foarte difuz în ceea ce spune. Nu. Poruncile trebuie să fie clare. Dialogul trebuie să fie clar. Așteptările trebuie să fie clare. La un moment dat, un mare pedagog spunea, vezi în familia ta să n-ai multe reguli. Dar regulile pe care le ai să fie clare și să se împlinească. În îndoiala și chinul său sufletesc, Abraham s-a plecat la pământ și se rugă așa cum nu se mai rugase niciodată pentru o confirmare a poruncii. Puțin mai târziu, după ce a primit porunca respectivă, Abraham a zis, Doamne, nu pot să mai îmi spui odată că lucrul ăsta este așa de neauzit, este așa de ieșit din comun, parcă contrazice tot caracterul tău, încât aproape că nu poate să fie adevărat. Și Avram este acela care vrea din partea lui Dumnezeu o
Confirmare. Vă aduceți aminte? Gedeon îi spune: Domnul, du-te la luptă, eu voi fi cu tine. Și Gedeon îi spune: vrei să-mi confirmi? Dă-mi semnul cu lâna, odată așa, odată așa. Confirmări. Pe bine, dacă alții au avut dreptul să ceară confirmare, înseamnă că și Abraham avea nevoie să fie avea nevoie de confirmare. Și putea să ceară confirmare. Înainte să se nască, mama lui Samson a întâlnit îngerul. S-a dus acasă, a vorbit cu Manoah. Și acesta îi spune: mai spune să mai vină îngerul, să ne mai spună o dată. Și îngerul a venit și l-a mai spus o dată. Deci la Gedeon se poate. La părinții lui Samson se poate. Sunt N situații în Sfânta Scriptură în care oamenii au cerut semne. Vreau să știu că lucrurile sunt adevărate. Dumnezeu aici dă o poruncă. Iertați-mă. Și după aceea Avram se luptă pentru confirmare. Și nu-i se dă niciuna. 3 zile de aici înainte, în fiecare noapte, în fiecare zi, în fiecare moment, Abraham nu face altceva decât caută confirmarea. El nu va dormi nopțile de aici înainte, rugându-se, cerând lui Dumnezeu semnul confirmării. Și Dumnezeu nu-i dă nimic. De ce nu-i dă? Nu-i ușor să te lupți cu Dumnezeu. Nu-i ușor să fii tată. Credincios. Nu e ușor să aduci la îndeplinire porunca lui Dumnezeu. Aș vrea să-i rog să-mi răspundă tații: câte nopți n-ai dormit? Câte nopți te-ai luptat cu Dumnezeu? Cât timp? Poate că nici tu n-ai primit confirmarea. Poate că și tu ai îndoieli. Poate că și tu întrebi: Doamne, de ce se întâmplă treaba asta? Și e posibil să nu găsești un răspuns. Mă întorc puțin la relația Abraham-Sara. Doar așa să amintesc. În timpul celor 3 zile, gândurile lui erau la mama cea mândră și iubitoare. Despre cine e vorba? Sara. Mama cea mândră și iubitoare, și la ziua când se va întoarce singur la ea. Sunt câteva lucruri aici care mă izbesc. Și anume, de ce Sara avea voie să fie mândră? Că știm că mândria e un păcat. Că știu că Abraham nu era mândru. Dar el se gândea și cunoștea soția și știa că este mândră și iubitoare. Există diferențe de caracter tolerabile din punct de vedere al lui Dumnezeu? Adică soțul trebuie să fie umil, ascultător de Dumnezeu și așa mai departe, iar soția trebuie să fie mândră, autoritară. Sunt puși unul lângă altul ca să se ajute în mântuire. De asta. Sunt puși unul lângă altul să se ajute. Frații mei, am pus citatul acesta înaintea dumneavoastră și pentru faptul că trebuie să înțeleg că Abraham, pentru Adam, Abraham era clar. El se va întoarce acasă fără copil. Vă dați seama, 3 zile gândindu-se că Isaac va dispare. Cartea Patriarhii și Profeți spunea problema în felul următor. Dacă ar fi avut loc un accident neprevăzut cu Isaac și dacă și-ar fi pierdut viața, cum ar fi suportat Isaac accidentul respectiv? Abraham, iertați-mă, accidentul respectiv. Teribil! L-ar fi băgat în pământ. Cum ar fi acceptat Sara
Teribil! A fost minunea lor, a fost un început de viață nouă. Odată cu Isaac îi mormântai pe amândoi. Vă dați seama ce ar fi însemnat să se ducă înapoi Abraham ca fiind ucigașul fiului său? I-ar fi zis că a nebunit. Ar fi divorțat, l-ar fi lăsat. Ce se putea întâmpla? Știți că Abraham n-a avut curajul să explice lui Sara înainte ce se va întâmpla, dar după putea să explice. Ar fi făcut-o să înțeleagă? Era teribil. De ce Dumnezeu cere de la tați lucruri atât de grele pe care mamele nu le pot suporta? Din ce cauză? Oare nu din cauza asta mamele ar trebui să dea cinste sau supunere? Sau să-i zică domnul meu? Oare nu din cauza asta? Pentru că poverile pe care le poartă un tată uneori depășesc imaginația pe care o mamă o poate avea. Lucrul ăsta nu e neapărat o regulă. Dar lucrul ăsta este indicat, este arătat ca fiind posibil în Sfânta Scriptură. El știa bine că cuțitul va străpunge și inima ei atunci când acesta va lua viața fiului ei. Se aștepta ca acolo viața lor conjugală, viața lor ca familie, viața lor fizică să se încheie. De ce a făcut-o Avram? De ce a mers mai departe? De ce a mers mai departe? A treia zi, pe când se pregătea de călătoria celei de a treia zile, patriarhul privind spre nord a văzut semnul făgăduit, un nor de slavă plutind deasupra muntelui Moria, și el își dădu seama că glasul care i-a vorbit era din cer. Când a primit confirmarea? După trei zile. Unde? Pe Moria, în norul respectiv. Vă rog să observați, am pus titlul acesta: confirmarea era în ascultare. Dacă n-ar fi ascultat, ar fi primit vreodată confirmarea? Nu. Dacă n-ar fi ascultat, s-ar fi putut îndoi întotdeauna că aceea a fost o voce care n-a venit din cer, era o voce a ispititorului, era din altă parte. Dar pentru că a ascultat, a primit confirmarea. Este singura șansă prin care noi putem colabora cu Dumnezeu, putem crește împreună cu Dumnezeu. Singura șansă, ascultă de Dumnezeu și vei primi toate confirmările de care ai nevoie. În timp ce norul era acolo și l-a văzut, fiul îl întreba pe Abraham: auzi, dar mielul unde e? Mielul unde e? Erau două momente teribil de greu de depășit. Să-i spună lui Sara și să-i spună lui Isaac. Două momente grele. Începe cu momentul lui Isaac și spune: Jehova Ire, fiule. Adică Dumnezeu va purta de grijă. Psalmul 68:19 îmi place foarte mult. Este un psalm, un text pentru toți tații de aici. Cel ce zilnic ne poartă povara, Dumnezeu, mântuirea noastră. Zilnic ne poartă povara. Dumnezeu va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot. Sunt cuvinte profetice extraordinare. Nu poate să spună nimic în momentul ăsta. Se roagă mai departe, cere putere mai departe, urcă muntele mai departe și spune până la urmă: zidesc altarul
pun lemnele și se așează jos. Și Isaac începe să-i spună povestea. Păi, Abraham, pardon, începe să-i spună povestea. Și Isaac ascultă, se sperie. De ce nu fuge? De ce nu-i spune tatălui său, tată, ai fabulat? Tată, ce-i cu tine? De ce nu-i spune asta? De ce nu-i spune, tată, mă abuzez? Tată, ăsta este un obicei păgân. De ce nu-i spune toate lucrurile astea? Auziți răspunsul. Isaac fusese educat din copilărie să asculte de îndată și cu încredere. Asta este fantastic. Isaac cultivase încrederea în Abraham. Abraham nu-l dezamăgise pe Isaac în momentul ăsta. Relația lui cu Dumnezeu era bine cunoscută de băiat. Sunt elemente fundamentale în care n-avem voie să greșim și dacă am greșit vreodată, ăstea sunt elementele care trebuie să ne aducă la pocăință. Aici trebuie să ne cerem iertare. El era părtaș, Isaac, era părtaș credinței lui Avram și își dădu seama că era onorat prin faptul că era chemat să-și dea viața. Wow! Wow! Copilul înțelege că era onorat să fie adus jertfă. Păi astăzi, în momentul în care noi facem cele mai mici sacrificii pentru Dumnezeu, spunem, da, e prea mult, da, e prea de tot, da, e prea greu, da, e prea... Rețineți! Ascultarea trebuie să fie un mod de viață. De când suntem mici, din copilărie, trebuie să o învățăm, să o creștem, să o dezvoltăm, pentru ca ulterior să putem într-adevăr să ascultăm de Dumnezeu în condițiile în care Dumnezeu ne poruncește în fiecare zi. Noi trebuie să stăm sub porunca lui Dumnezeu, noi trebuie să stăm sub ascultarea lui Dumnezeu. Noi avem nevoie de experiența asta și asta este experiența Tatălui. Un tată trebuie să fie primul care să fie învățat să asculte. Cu duioșie el căută să ușureze durerea tatălui, să încurajeze mâinile lui înțepenite, să lege frânghiile ce-l fixau pe altar. Imagine imposibil de înțeles. Și ultimul slide și aici mă opresc. În momentul în care mâna tatălui s-a ridicat cu cuțitul, apăsând cu toată puterea spre pieptul copilului, în așa fel încât nimic să nu-l mai poată opri, în momentul acela o altă mână a intervenit și mișcarea care începuse să aibă loc cu toată forța a fost blocată. Și s-a auzit vocea asta. Să nu pui mâna pe băiat. Să nu-i faci nimic. Căci acum știu ce anume? Că te tem de Dumnezeu. Fraților, ce înseamnă temerea de Dumnezeu? Avem mari probleme cu termenul ăsta. Frica de Dumnezeu sau temerea de Dumnezeu. Ce înseamnă temerea de Dumnezeu? Uitați-vă la text. Știu că te tem de Dumnezeu. De unde știu eu că te tem de Dumnezeu? Știți aici? Căci n-ai cruțat pe fiul tău pentru mine. Păi asta e teamă? Dacă n-ai fi citit textul ăsta și v-aș fi pus înainte doar ultima parte, pentru că n-ai cruțat pe fiul tău pentru mine, cum ați defini lucrul ăsta? Nu, n-ai cruțat pe fiul tău pentru mine. Cum l-ai numit? Când dai pentru altcineva, cum numești lucrul ăsta? Sacrificiu și altfel și alt cuvânt. Mai dați? Poftim. Din ce cauză îl dai? Pentru că? Zi tare. Pentru că iubești. L-aș defini ca fiind dragoste. N-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu pentru mine. Ce înseamnă? Că m-ai iubit. Dar Dumnezeu nu zice aici, acum știu că mă iubești. Dumnezeu zice, știu că te tem de Dumnezeu. De ce pune problema așa? Știu că te tem de Dumnezeu și sub dă definiția iubirii. Este iubirea temere de Dumnezeu. Și
N-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu pentru mine. Vreau să mă întreb, când a mai fost spus lucrul ăsta? Când a mai fost spus? Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu. Înțelegeți? Este luat acest text al iubirii infinite din partea lui Dumnezeu și este pus acum în dreptul lui Abraham. Și spune, Abraham, tu ai făcut ce voi face eu. Pentru că ai dat pe singurul tău fiu pentru mine. Din cauza aceasta, eu voi da pe singurul meu fiu pentru tine. Și în felul acesta, realitatea mântuirii în perspectiva aceasta cosmică, extraordinară, a unei iubiri infinite, este enunțată atunci pe muntele Moria. Se numește ispășire. Astăzi, ideea de ispășire este contestată fundamental. Sunt întrebări care se ridică și spun, dar cine i-a cerut tatălui să dea pe fiul său la jertfă? Cine i-a cerut? Este tatăl atât de crud încât îl dă pe fiul său ca jertfă? Aici, la Moria, ne este soluționat cazul acesta și ni se spune limpede, aici Abraham nu este crud. Nu este momentul în care Abraham îl urăște pe Isaac. Nu este momentul în care tatăl devine ucigătorul copiilor săi. Nu, nu, nu. Aici este vorba de realitatea cosmică a iubirii lui Dumnezeu. A iubirii noastre pentru Dumnezeu. Numai așa se poate învăța tot. Continuați tema aceasta mai departe. Aș vrea să vă rog doar atât. Taților, și încep cu mine, fiți preoți ai acestei iubiri. Aduceți această iubire pe pământ, în familie și în biserică. Aduceți această temere de Dumnezeu. Aduceți această frumusețe. Aduceți această înțelegere cosmică, extraordinară, care depășește omenescul. Aduceți-o, trăiți-o, pentru ca parfumul frumuseții regale, acelui comportament regal, să se vadă în fiecare familie creștină. Amin. Binecuvintează Tatăl nostru tații acestei biserici. Și fă, Doamne, ca exemplul Tatălui Ceresc să anime, să inspire și să împuternicească pe fiecare tată al fiecarei familii din locul acesta. Uneori nu e ușor, e greu. Ia tu poverile noastre, poartă-le. Și ajută-ne, Părinte, ca în locul lor să se vadă eleganța, frumusețea, dragostea și sacrificiul regal al Tatălui în fiecare familie. Învață-ne, Doamne, pe noi, tații, să trăim cum n-am știut. Iar ispășirea și moartea Domnului Iisus Hristos să ne învețe regula cerului pe care să o reflectăm în fiecare casă. Prin Domnul Iisus te-am rugat. Amin.